de numărul 511 din data de 22 a 10 a 2020, de convocarea Consiliului Local pentru ședința privind ceremonia de constituire a Consiliului Local al orașului Budești, județul Călăraș. Ordine. Consilierii locali aleși, în urma alegerilor din data de 27 septembrie 2020 și ale căror mandate a fost validate de către judecătoria Oltenița, ședința privind ceremonia de constituire a Consiliului Local are următoarea ordine de zi. 1. Depunerea jurământului de către consilierii declarați aleși, ale căror mandate au fost validate de judecătoria Oltenița. 2. Depunerea jurământului de către primar. Declararea Consiliului Legal Local ca legal constituit va fi constatată prin ordin al prefectului. Acum îl invit pe domnul Ilie Mihai, primar ales, să depună jurământul. Vă rog. Jurământ. Subsemnatul Ilie Mihai, primar ales al orașului Budești, județul Călăraș, în conformitate cu articolul 117 din Ordonanța de Urgență a Guvernului, numărul 57/2019, privind aprobarea codului administrativ, cu modificările și completările ulterioare, depun în fața Consiliului Local Budești următorul jurământ. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor orașului Budești, județul Călăraș. Așa să-mi ajute Dumnezeu! Felicitări, domnule primar! Domnule subprefect, domnilor consilieri locali, stimați invitați, în primul rând vreau să mulțumesc tuturor cetățenilor din Budești și ai satelor Aproz, Buciumen și Bruiu pentru votul care mi l-au dat pe 27 septembrie 2020. Încă de la început vreau să vă spun că vreau să am o relație foarte bună cu consiliul local. Vă voi sprijini toate proiectele pe care dumneavoastră le veți aduce în fața Consiliului Local. La fel și eu voi face cu dumneavoastră lucruri mărețe pentru Budești. Este foarte adevărat că de la Revoluție până acum nu prea s-a făcut mare lucru. Dar eu am convingerea că împreună cu dumneavoastră, Consiliul, care este la ora actuală numit, voi face lucruri sau vom face lucruri bune împreună. Vreau să mulțumesc angajaților din primărie, care și-au dat tot concursul până la ora actuală ca să funcționeze primăria. Așa, practic a funcționat bine. Vreau să vă spun că vreau să mergem foarte mult pe fonduri europene. Suntem cam ultimul oraș sau ultima localitate din sudul României care nu am accesat fonduri europene decât așa parțial. Eu vreau să vă mulțumesc încă o dată și sper ca împreună să facem lucruri bune pentru Budești. Aveți toată convingerea că voi respecta legea, atât eu cât și dumneavoastră, și să fim în slujba cetățeanului. 24 de ore din 24. Vă mulțumesc mult!